5% reducere suplimentară la orice laptop gaming și sistem PC Garage prin creditul de gaming BRD Finance. Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Forza Horizon 4. Astăzi avem aici un Ford Mustang, dar nu oricare, ci varianta din 2018. Am rămas destul de surprins să văd că e varianta asta în joc și mă bucur că am văzut foarte mult suport la seria asta în general. S-au strâns peste 10.000 de like-uri data trecută și vă mulțumesc din suflet pentru asta. Așa că astăzi vom face niște mașini destul de interesante. După cum vedeți, partea din față e destul de modificată la modelul ăsta din 2018. Dacă voi știați Mustangul vechi, ăsta e puțin diferit. Partea din spate pare cam la fel, nu știu exact ce modificări au adus la partea din spate, dar în față clar se vede o diferență, nu știu, parcă e un piculeț mai agresiv așa. Nu știu, voi să-mi scrieți în comentarii care Mustang vă place mai mult, ăsta sau varianta veche din 2016. Dar da, o mașinuță foarte, foarte mișto. Vom merge pe autostradă, vom face o grămadă de chestii în episodul ăsta. O să trebuiască să ne setăm noi ruta către autostradă pentru că avem destul de mult de mers până acolo. Ia stai să vedem cât avem de mers. 9 km până pe autostradă. Bun, să întoarcem. Ce mi-a plăcut foarte mult la mașina asta este kilometrajul. Uitați-vă puțin cum se vede când accelerez. Uite, de exemplu, să încerc să-i dau blănița acum aia. Vezi cum se duce chestia aia acolo și pe aia când schimb viteza se dă. Și acum pun frâna, uite cum face. Foarte tare, frate, deci nu știu, cred că toate mașinile se vor duce spre ceva digital la kilometraj, la bord. Am văzut că din ce în ce mai mult se mișcă toți producătorii de mașini pe partea asta. Adică am văzut că și la BMW se încearcă ceva de genul ăsta, parcă și la Mercedes se încearcă ceva de genul. Și, bă, sincer, nu-mi displace. Adică mie personal îmi place ideea. Dar motorul de la mașina asta se aude superb. Ia auziți-l. Ca o pisicuță care toarce. Nu știu exact cât de rapidă e, dar frate, să conduci un Mustang e o absolută plăcere. Nu știu, e una din preferatele mele. Și da, puteam să o iau și pe cea veche, dar am zis, bă, de ce să o iau pe aia veche când pot să iau varianta din 2018, corect? Adică pe bune. A, da, și am ceva pentru voi aici. Am pregătit special pentru voi un super wheel spin. Astea sunt destul de rare. Ți le dă de obicei când cumperi o casă sau, na, ți le mai dă așa cadou ocazional. Dar sunt de obicei destul de rare. Hai să vedem cine pică. Mi-a picat un Ferrari 360. Wow, 3 mașini. Un AMG Gremlin și un Pontiac. Frate, să-ți pice 3 mașini e destul de rar. Și chiar mă bucur că mi-au picat 3 mașini acolo. Da, am văzut că vă place foarte mult seria asta. Știu că Forza Horizon 3 era o serie super apreciată la fel. Și tocmai de asta am zis, bă, hai să filmez și câteva episoade de Forza Horizon 4. Este un joc nou cu siguranță și să văd dacă le place. Și chiar nu mă așteptam la un suport atât de mare, știi? Adică 10.000 de like-uri e ceva. De obicei pe la live-uri mai vezi chestii de genul ăsta. Sau chiar și GTA-ul mai strânge numere de astea impresionante. Dar pe Forza chiar nu mă așteptam, sincer, pentru că la celelalte episoade nu se mai strânseseră chiar atât de multe. Dar oricum, voi să scrieți în comentarii ce mașini vreți să mai vedeți. Și de asemenea nu uitați să dați acolo și un mare like, da? Ca să poate strângem din nou peste 7.000 de like-uri. Aș fi foarte, foarte fericit. Dar mai avem puțin, 3 km și ajungem pe autostradă. Și vreau să-i dau blană la mașina asta și să văd cât de tare se duce. Eu am tunat-o la maxim. Am pus orice puteai să pui pe o astfel de mașină. Orice. Acum nu vă așteptați la viteze de alea exorbitante de, nu știu, 500 de km la oră, niciun caz. Eu unul cred că se duce până în 350. Cam așa. Eu nu cred că ajunge la 400 de km la oră Ford Mustang-ul ăsta nou. Dar rămâne de văzut. Nu este nicio mașină scumpă. Trebuie să luați și asta în considerare. E o mașină destul de ieftină în comparație cu celelalte mașini care ating viteze de astea. Hai să vedem. Mamă, cum se vede în tunel când accelerezi. Cât de mișto se vede. Absolut demențial jocul ăsta. Grafica, am mai postat niște poze pe Instagram. Apropo, aveți Instagramul meu în descriere. Dați-mi și mie acolo un follow că mai postez poze cu Forza, mai postez poze cu mine, cu pisica, chestii de genul ăsta. Dar am postat niște poze pe Instagram și oamenii credeau că mi-am luat mașină. Adică atât de realistic este acest joc. Sincer, dacă vă doriți un joc cu mașini, n-am ce să vă recomand altceva. Este și The Crew 2, da, dar ăsta e cam cel mai bun joc cu mașini la ora actuală. Fără nicio discuție, știi? Adică nici măcar nu-mi fac dubii. Voi să scrieți în comentarii cu cât s-a dus mașina asta cel mai mult. Pentru că uite, eu vorbesc cu voi aici și nu sunt atent la kilometraj. Parcă 300 și ceva, bă, că deja a trecut de 300. Clar vom avea și mașini care nu sunt la fel de rapide precum, de exemplu,
e logic. Nu o să fie la fel de rapid ca un Lamborghini, de exemplu, sau... Na, asta trebuie să înțelegeți. Poate să sunt și mașini mai încete decât asta. Dar, până la urmă, nu viteza e cea mai importantă, corect? E important feeling-ul pe care îl ai în momentul în care conduci o mașină și cum se simte ea cel mai bine. Și sincer să fiu, în jocul ăsta fiecare mașină se simte diferit. Adică dacă tu treci de pe un Mustang, care e destul de rigid în momentul în care vrei să faci stânga-dreapta, treci pe, să zic, un Lamborghini, o simți deja, simți diferența. E ca în viața reală, când schimbi mașina simți diferența și trebuie să ai o perioadă de ajustare de la o mașină la alta. De-aia eu înainte să filmez episoadele, mereu mă joc înainte cu mașina respective pentru a înțelege cum se conduce mașina respectivă mai exact. Altfel aș conduce și aș intra în toți stâlpii, pentru că pur și simplu v-am zis, fiecare mașină are un alt fel de control, la fel ca în viața reală. Nu este un simulator Forza, niciun caz, dar nici prea arcade nu e, știi? Adică simți mașina, simți greutatea, o simți din toate punctele de vedere. Și asta nu face decât să mă bucure, v-am zis, e un joc foarte, foarte bun. Bun, hai să vă mai arăt ce mașină v-am mai pregătit eu pentru azi. Am pregătit un Porsche destul de mișto, unul nou. Dar stai să vedem pe unde l-am pus. Ia să vedem noi. Am o grămadă de mașini, adică dacă vreți să vedeți ce mașini am, puteți să dați voi stop la videoclip, știi, să treceți pe aici și să le vedeți pe toate. Dar ia să vedem, uite aici. Și asta e mașina pe care v-am pregătit-o. 91 GT2 RS 2018, deci tot așa, numai mașini noi aparent avem pentru azi. Și o să vedem ce alte mașini vă mai arăt. Asta e o mașină cu care am jucat eu în... Dacă nu mă înșel, în Need for Speed-ul ăla nou. Da, Need for Speed-ul ăla... nu Need for Speed. Nu, în The Crew. În The Crew, la începutul lui The Crew, parcă tot un Porsche ăsta era. Și mi-a plăcut foarte mult, mai ales și culoarea și felul în care se conduce și tot. Și am zis, bă, vreau să-mi fac una și în jocul ăsta. Și iată că mi-am făcut. Da, a venit un pic de furtună de zăpadă. Se mai întâmplă. Dacă sunteți noi în Forza, trebuie să știți că anotimpurile se schimbă la fiecare săptămână. De exemplu, momentan noi o suntem pe anotimpul de iarnă și anotimpul ăsta de iarnă se vede cât mai durează. Mai durează 3 zile și 4 ore, deci practic full 3 zile mai durează și după asta va veni următorul anotimp, adică primăvara. Cred că primăvara și cu vara vor fi cele mai mișto anotimpuri, pentru că vei putea să, nu știu, ai aderență mai bună pe șosea, chestii de genul ăsta. Eu acum, de exemplu, eu nu rulesc cu cauciucurile de iarnă, deși... În mod normal ar trebui, dar... Mamă, cum se aude motorul la mașina asta? În mod normal ar trebui să rulez cu cauciucurile de iarnă, dar dacă eu îmi bag cauciucurile de iarnă, voi avea prea mult grip, atât de mult grip încât nu voi mai putea să prind o viteză... sau viteza pe care mi-o doresc. Așa că, da, de asta nu pun eu cauciucurile de iarnă momentan. Se pare că ne-am dus cam greșit, o să trebuiască să ajungem aici, nu-i problemă. Trecem puțin și prin oraș. Mamă, deci interioarele în Porsche, nu știu dacă toate Porsche-urile sunt așa, arată wow. Deci pur și simplu arată wow. Și motoarele, la fel. Mă lasă mască. Deci pur și simplu mă lasă mască mașina asta. Frate, ador jocul ăsta. Îl ador, v-am zis. Dacă vă place și vouă, nu uitați să dați acolo un like și vom mai face episoade. Episoadele nu sunt neapărat zilnice, dar... Vreau neapărat, dacă văd suport din partea voastră, adică văd, bă, le place Forza, vor mai mult Forza, îmi lasă în comentarii, Max, mai fă Forza, eu voi face episoade odată la câteva zile, clar, adică vreau să am măcar câteva episoade pe săptămână cu Forza, dacă văd în continuare astfel de suport din partea voastră, știi? Bă, se duce, cred că, da, se duce mai tare decât Mustang-ul. Ambele sunt tunate la maxim, ca să înțelegeți. Eu mereu încerc să-mi tunez mașinile la maxim și asta poate e un... Poate fi o problemă în momentul în care vrei să auzi sunetul real al motorului. Mă gândesc, poate o să fac un before and after la mașină, adică înainte și după tuning. Pentru că uneori, după ce stunezi o mașină, sunetul motorului nu mai sună exact identic cu atunci când era ea stock. Acum, nu este o regulă la toate mașinile, dar la unele se întâmplă. Am observat și eu chestia asta. Da, deci pe aici văd că 381 ar fi maximul la Porsche. Cred, nu știu, dacă ați văzut o viteză mai mare, puteți să-mi scrieți. Dar oricum, ca de obicei, puteți să-mi scrieți în comentarii viteza la fiecare mașină în parte. Mamă, deci voi vedeți că mi-a luat Ultimate Speed, 18.000 de puncte, Ultimate Speed. Da, trebuie să punem frână. Frână. Ok, perfect. Bă, și dacă tot așa, hai să zicem pe la un barn find. Sunt barn find-uri exact pe aici, pe lângă noi. Și să vedem ce skill point-uri avem de pus. Am un wheel spin.
Dar de fapt știi ce? N-o să dau wheel spin-ul ăsta chiar acum. O să dăm mai târziu sau poate îl dăm în... Poate vă pregătesc mai multe wheel spin-uri pentru un episod special de wheel spin-uri. Știi? Nu știu, mă gândesc. Să-mi scrieți în comentarii dacă ați vrea un episod doar cu wheel spin-uri. Să facem, nu știu, 30 de wheel spin-uri, 50 de wheel spin-uri, abar n-am. Cred că ar fi interesant. Dar nu știu dacă v-ar place așa ceva separat doar cu wheel spin-uri. E ca și cum ai da la ruletă cu wheel spin-urile astea într-un fel. Hai să găsim un ban, fain. Și nu știu ce vă place mai mult când filmez Forza. Vă place să facem și curse, cursele alea normale, pentru că cursele alea speciale practic le-am făcut pe toate. Sau vă place când vă arăt mașini, vă arăt cum se conduc ele, cum se simt, viteza lor maximă, teste de astea cum am făcut până acum. Care vi se pare chestia mai interesantă? Curse sau un fel de review de mașină, cum am făcut până acum? Lăsați-mi în comentarii și asta. Aș vrea să aflu părerea voastră, pentru că până la urmă voi sunteți cei care vizionați videoclipurile și voi o să-mi dați mie o părere despre ce vă place mai mult. 1,6 km, hai că intrăm acum rapid și să vedem ce mașină găsim noi la acest barn find. Sunt foarte curios. Ceva mi-a zis că dau bani mai mulți dacă îi dau să-mi dea barn find-urile instant. Nu știu că e adevărat sau nu, am să mă uit. Chiar de curiozitate am să mă uit să văd dacă e adevărat ce-mi zicea tipul ăla. Ar fi aiurea să te pună să plătești barn find-urile dacă vrei să le iei mai rapid. Dar știi ce? Îi cred în stare pe băieții ăștia de la Forza. Opa, ușurel. Și am ajuns la destinație, ia să vedem noi. Aici undeva este barn find-ul nostru. Și ia să vedem, domnule, ce găsim noi la acest barn find. Mi s-a murdărit mașina destul de tare. Ok. The Redditors, adică cineva a postat pe Reddit un Audi 4. Interesant. Bă, dar cât de uzate și stricate sunt mașinile. Și e găurită. Cu sirenă. What? Da, uite, mare, de aia de sirenă sus, vedeți? Mașină de poliție ceva, sau forțe speciale ceva, interesant. De asta îmi place mie să găsesc barn find-urile astea. Hai să vă fac așa o surpriză, să găsim două azi, ce ziceți? Da, știi ce, înainte să găsim două, hai să ne schimbăm și mașina și hai să ne luăm altă mașină. Acum, eu doar astea două vi le-am pregătit pentru astăzi în mod special, adică m-am dus și eu să le pregătesc special pentru voi. Și le-am tunat, nu știu ce, fain frumos. Dar ce altă mașină să vă mai arăt eu? Trec eu pe aici. Probabil voi acum vă uitați la mașini și ziceți: Max, aia, oprește-te la aia, o vrem pe aia. Dar eu nu știu, nu vă pot auzi din păcate, ai problema. Sunt Viper? Aia viteză mică Viper-ul, pentru că nu e tunat. Bine, niciuna dintre astea nu prea am mașini foarte, foarte tunate. Dar uite, un Ford GT din 2017, dacă tot am început cu Ford-ul, Hai să continuăm cu tot cu un Ford GT. Ia uite, my god, ce frumușică e. Și vrem noi să mergem la barn find-ul ăsta care e pe aici prin... Asta e prin pădure. Nu știu cum o să descurce mașina asta prin pădure. Da, uite, din nou, bord digital. Ce vă ziceam? Mamă, cum alunecă asta, nu cred. Voi știți cum se chinuie asta să aibă tracțiune? Wow. Asta se duce săniuță. Deci abia dacă pot să cotesc. Uite cât de multă diferență face mașina pe care o conduci și de asemenea cauciucurile pe care le ai. Pe bune zic. Deci o diferență de la cer la pământ între mașina asta, dar nu ai cum să o conduci pe asta pe aici, frate. De așa că vreau să mă uit să văd și eu dacă îmi filmează. Ok, îmi filmează. Nu, deci asta doar pe șosea dacă o conduci. Pe aici dacă e, trebuie să-i pun neapărat cauciucuri de iarnă. Da, am găsit o șosea. Perfect. Ba nu e șosea. E mai bună decât ce aveam înainte. E mișto mașina, dar nu e pentru condițiile astea. În niciun caz, dar o să conducem noi până acolo. E frumoasă, nu zic nu. Cred că o să mai schimb pe Ford Mustang după asta, după ce găsim barn find-ul, pentru că vreau să mă mai plimb cu Ford Mustang-ul. Opa, frână. Da, Ford Mustang-ul e, v-am zis, e una din mașinile mele preferate. Și când am văzut că are modelul ăsta nou, zic, oh my god. Neapărat trebuie să iau și eu unul. Nu mai știu cât a costat. Asta e faza. Și... De asemenea, să-mi scrieți în comentarii dacă vă interesează să și tunăm pe video mașinile. Oh, ce mașină e asta?
Pare ceva de curse vechi. Interesant. Ce asta, mă? E un Lotus? Da, mă, Lotus Elise GT1. Cât de tare e. Toată partea din spate era scoasă unde e motorul. Dar da, hai să ne schimbăm mașina. În Forza Horizon 3, gândiți-vă că de fiecare dată când îți doreai să schimbi mașina, cum fac eu acum, te costa bani. Adică era destul de aiurea. Mă bucur că au scăpat de chestia aia, pentru că gândiți-vă de fiecare dată, eu acum schimb mașinile destul de des ca să vă arăt diferite mașini și nu durează mult. Gândiți-vă să trebuiască să faci asta de fiecare dată și să te coste de fiecare dată. Și mi-am primit și rank. Uite, cât, uite diferența, uite cum se mișcă mașina asta pe aici. Mamă, săritura vieții! Holy shit! Lacul înghețat aici. Direct pe lacul înghețat am aterizat. Voi vă dați seama că dacă... Și apropo, acolo vedeți că scrie jos pisica? Da, și a luat și pisica Forza. Nu știu dacă o să filmeze sau ceva. Dar și l-a luat și ea pentru că i-a plăcut foarte mult la mine, știi? Și... se joacă și ea, face și ea curse, chestii. Nu știu, poate o să facem și un episod împreună dacă o să vreți. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să vină și ea așa ocazional. Nu o să vină de fiecare dată, dar... Dacă vă doriți să vină și ea ocazional așa pe episoade. Chiar cred că ar fi tare. Adică de ce nu? Bă, mașina asta e o bestie. Deci este o absolută bestie. Uitați-vă puțin, aici e zăpadă. Și ea se mișcă așa prin zăpadă. Clar nu e la fel cum ar fi, de exemplu, o mașină care avea cauciucurile de iarnă puse, dar se descurcă. Se descurcă bine. E o mare, mare plăcere să conduci chestia asta. Ce frumos! Cu driftuți, cu de-astea. Nu te joci cu ea. Nu te joci cu ea. Bă, ce e acolo, mă? E lacul mare înghițat? Ia stai așa. Cred că da. Că având în vedere că e iarnă, aici era... Ok, aparent nu e înghețat. Acolo de... ar fi trebuit să fie înghețat. Cred. Nu știu ce să zic. Da, aparent nu e înghețat. Asta e ciudat, aici trebuia să fie înghețat de obicei. Da, nu știu ce să zic. De obicei, cred că în curse sau depinde de perioada zilei? Poate s-a mai încălzit afară și acum nu mai este... Nu este cazul. Oricum, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, aș aprecia foarte, foarte mult. Înainte să închid episodul, vreau să vă arăt banfinder-urile, pentru că le-ați văzut voi așa, dar o să vi le arăt și de aici, să vedem dacă chiar ne costă bani în momentul în care mergem să le descoperim. Mergem aici la... Nu, DLC Cars, la... Unde sunt, mă, banfinder-urile noastre? Banfinds, uite-le aici. Și mai să vedem banfinder-urile noastre. Deci avem așa, Sport 4. Da, mă, mă costă 114.000. Nu contează, o să vi le arăt. Dau eu bănuții și vi le arăt așa. Deci mă costă bani de fiecare dată. A avut dreptate tipul ăla care mi-a zis. Ok, și avem aici un Elise GT1. M-a costat 1.000.000 aia sau ce. Mamă, cum arată asta? Wow. Frate, cât de mișto e. Deci cât de mișto e. Mai avem vreo una în afară de astea? Băi, am găsit aproape toate barnfinder-urile, glumești? Nu aproape toate, dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barnfinder-uri mai avem. Deci, da, poate o să testăm și mașinile astea data viitoare. O să vedem. Dar ne-a zis, ne auzim data viitoare. Pa, pa.